Salutare, prieteni! Ziua numărul 2. Suntem în camping Căsuțele Bulls. Am plecat ieri din camping Cheile Turzii și în drum spre Oradea ne-am oprit în camping Căsuțele Bulls. O frumusețe de camping. Într-o zonă minunată, un camping mare, aerisit, deschis, curat. Deja sunt campate 30 și ceva de rulote. Românii au ieșit de Rusalii. Campingul oferă toate utilitățile. Acesta este partener Club RV România, acordând membrilor posesori de card un discount de 20%. În acest camping prețurile sunt de campare sunt rezonabile. 20 de lei de mașină, 20 de lei de persoană, curent inclus. De aici, mâine vom pleca către Green Resorts Fruncuiș, undeva la 20 de km distanță de acest camping. Dar până atunci ne bucurăm de ce ne oferă acest camping. E un pic înnourat. Peste oră va ieși soarele. Dar nu reușește vremea să ne strice nouă bună dispoziție. Partea frumoasă de-abia începe. Ieri au fost 38 de grade și era plin de bărci gonflabile. Copilașii erau în extaz. Foarte frumos. Poate reușesc să fac o întâlnire Club RV România în acest camping. Acest camping ne poate asigura numărul de participanți. De membrii.
hogy, hogy mivel neki külföld írja a dolgokat. Am campat din nou lângă apă. Bună, bebelușa! Să fac și eu. N-am fost niciodată. Am fost... Bună, ce faci? Vorbesc la telefon cu soată ta. Ah, am înțeles. Mai bine lăsăm. Bună, ce faci? Nu, nicăre, ce faci? Nu, eu altul m-am dat corect. Am fost, am trecut, am fost la Bărbuțele. Da, fraților, un camping foarte frumos. Îmi place. Mare, aerisit, oferă cam tot ce trebuie pentru o zi relaxantă de vis și nu numai o zi, un concediu cu familia, cu prietenii. A mai plouat un pic, deja s-au tunete. Foarte frumos. Loc de joacă pentru copii. Căsuțe, foișoare, grătare. Pălăceală, pescuit. Liniște, toate ingredientele pentru a avea un concediu reușit.